găsit, sunt Adrian Boioglum. Ne aflăm astăzi într-o comună din Tulcea care nu numai că are un potențial imens datorită zonei turistice în care se află, dar și o comună în care s-au făcut multe lucruri. Și veți vedea în următoarea jumătate de oră, în discuția mea cu un domn primar, care chiar se vede că a avut, cum se spune, mână de gospodar. Toate aceste lucruri care au fost realizate în mandatul său care a trecut. Este un primar pe care mulți dintre noastre îl știu. Un primar care a demonstrat că alături de o echipă bună în primărie se pot face proiecte și o localitate se poate dezvolta foarte mult și foarte bine din toate punctele de vedere și al infrastructurii, dar vorbim și pe partea de turism, educație, sport și așa mai departe. Bun găsit, domnule primar Ion Șerpescu, bine ați venit în emisiunea noastră de la Tulcea News. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule primar, înainte de orice vorbeam de echipă, aveți o echipă bună aici în primărie și oamenii trebuie să știe chestia asta, care sunt oamenii care v-au ajutat și care sunt alături de dumneavoastră în toate aceste demersuri pe care le faceți. Cine sunt cei care vă ajută în toate aceste proiecte? Deci cu... Oamenii sunt din primărie, sunt angajații primăriei. În primul rând, secretarul Consiliului Local, Erofei Igor. Mai am o fată de la departamentul de implementări cu lucrări publice, Ivanov Mihaela. Contabila șefă, Ghilan Veronica. Deci, împreună cu aceste trei persoane, noi am implementat toate proiectele de care o să le luăm pe rând, să vi le... Contează mult să o echipă închegată care vă ajută în toate aceste proiecte, pentru că sunt o grămadă de pași de urmat. M-au ajutat foarte mult și sunt și bine pregătiți profesional. Spune că sunt mai bine decât mine, pentru că au câte 20-30 de ani în primărie. Până la urmă, capacitatea unui bun primar, unui bun manager, până la urmă, este aceea de a-și aduna în jurul lui oameni de calitate, oameni care să-l ajute să-și îndeplinească proiectele. Iar noastră chiar asta s-a făcut. Am făcut și am ținut neapărat să fim o echipă, nu, eu sunt primar și sunt după mine. Nu, ba, din cont, ei și-au făcut treaba, vă mai repet încă o dată. Poate mai mult decât mine. Dar în Consiliul Local aveți ajutor? Votează consilierii proiectele? Consiliul Local, bine, acum noastră știți că sunt și opoziție, dar majoritatea proiectelor au trecut cu brio, adică toate. Contează mult, pentru că oamenii trebuie să știe dacă un primar nu are și Consiliul Local, poate să facă cele mai bune, cele mai frumoase proiecte. Dacă nu are susținere în Consiliul Local, și asta înseamnă chiar și oameni din partidul dumneavoastră, atunci când îi votează, să nu se gândească numai să voteze primarul, ci să voteze și partidul, toate aceste proiecte nu trec. Nu mergeți mai departe cu ele. Ați avut noroc, poate, din punctul ăsta de vedere. Haide să spunem noroc. Am avut norocul că am scos 6 consilieri care sunt ai mei. Deci aveți majoritate. Deci din partid cu mine, da. Și cei de la Liberal, nu pot să spun că nu au fost contra sau... cu mici excepții, așa, eu știu, poate că nu le-a convenit sau n-au fost de acord. Mm-hmm. Dar unul sau doi, atât. În rest, toate au trecut cu peste 8 voturi. Asta e o chestie foarte bună. Și aș vrea să vorbim, să intrăm așa în proiecte direct și vreau să vă întreb, unul dintre principalele lucruri atunci când omul iese din curte este drumul, infrastructura. Partea de infrastructură rutieră a fost primul și cel mai important proiect despre care vreau să discutăm astăzi. Bine, toate sunt importante, dar acesta are o semnătate deosebită. Este vorba despre un proiect care nu numai ați reușit să atrageți o finanțare care poate i-ar face invidioși pe unii primari, și din Tulcea, poate chiar și din județul Constanța, pentru că este vorba despre o finanțare nerambursabilă de 43 de miliarde vechi, 4,2-4,3 milioane de lei noi. În ce stadiu sunt acum drumurile din Mahmudia? E nevoie de mai mult? Deci drumurile de la Mahmudia, vreau să vă spun că sunt în totalitate primul strat de asfalt. E pus peste tot, adică 7 km și jumătate. Pe 4 km am pus al doilea strat deja. Mai rămâne ca în primăvară, că deja nu ne lasă timpul. Nu vă lasă vremea. Nu ne lasă vremea. În primăvară să terminăm al doilea strat de asfalt și să facem accesele în curți, câteva trotuare mai sunt de turnat. Zic eu că în luna mai terminăm cu acest proiect.
Și în zonele unde apar, eu știu, pensiuni noi, pentru că vorbeam despre asta înainte, sau, eu știu, locuri, loturi noi pe care le dați spre vânzare, ce faceți? Mergeți acum și vă, eu știu, gândiți la proiecte care, în care se aduce străzile, asfaltul și la acele zone? O parte din pensiunile care se vor ridica în cursul anului ăsta, deja le-am tras asfalt. Le-am dus asfaltul până la pensiunile care vor fi. Asta e un lucru bun, îi ajută. Apă aveau, că era apa comunei, canalizare la fel, înțelegeți? Deci am avut grijă să fie asfalt și la următoarele pensiuni care se vor. Pentru că toate se aduce aminte de apă, un alt proiect la fel cu valoare foarte mare este proiectul legat de infrastructura de apă, apă și de ce nu canalizare în Mahmudia. Vorbim despre un proiect care a ajuns și el la peste 3,3 milioane de lei, valoare imensă. Este toată rețeaua realizată în comună, în momentul de față? Momentan nu. Nu. Ce mai aveți de lucru acolo? Aș putea să spun că doar 30% să... Ah, deci mai e de lucru. Da, avem de lucru, dar constructorul care câștiga licitația e dotat cu utilaje, cu tot, și zic eu că la fel. Păi ăla avem perioada de implementare până în 2021. Da? Veți fi nevoit să, eu știu, decopertați anumite zone unde asfaltați acum pentru a introduce rețelele de apă și canalizare? Deci trec pe lângă cumva. Sub nicio formă. Deci le-am băgat la asfaltare, am băgat numai străzile care aveau apă și canal deja pe ele. E bine gândit, da. Înțelegeți? Să nu asfaltez și mâine sparg și fac ce în canalizare. Nu. Și atunci cele care se beneficiază acum de apă și canalizare vor avea după aceea și partea de asfalt. Vor avea partea de asfalt, dar cred eu că în 2021. Nu, n-aș putea să spun că anul ăsta le... Important este să terminăm apa, canalul, să facem pietruirea la străzi și după aceea să facem un proiect eventual cu asfaltare. Și dacă tot vorbim de infrastructură, omul se gândește, ok, am apă, am canalizare, am asfalt, dar vreau să am curaj să merg și seara pe stradă. Partea de iluminat public, în ce stadiu este în Mahmudia? Iluminatul public, vreau să spun că este 100% iluminat. Asta e o chestie bună. La fel, un proiect realizat prin PNDL, din ce înțeleg, este vorba de un proiect... PNDL-ul, da. Este vorba despre un proiect, la fel, cu o valoare considerabilă, de aproape 1,5 milioane de lei, pe care l-ați realizat și care este în curs de implementare în acest moment, înțeleg. Da. Iluminatul, am lucrat pe străzile care deja le-am asfaltat. Cel puțin avem o faleză pe malul Dunării, de la Hotel Monjardin în Amont, de 1 kilometru și 2000 de metri, pe care am făcut iluminatul. E iluminat ultramodern, se poate merge noapte fără farul la mașină, că e iluminat frumos și aia e faleza comunei, practic. În rest, puține comune se pot lăuda cu astfel de lucrare și cu falezele. Da, 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 și am și asfaltat-o, după cum v-am spus mai înainte. Uh-huh. Mai avem zona de lotizare de la intrarea în comună, în care deja, zic eu, că în săptămâna viitoare ridicăm deja și stâlpii pentru iluminat, să montăm și lămpile. În rest, pe străzile lăturalnice, care nu au fost de la început din buget local iluminate, le-am completat pe toate și de asta vă spun că avem 100% iluminat. Am înțeles. Veți merge pe ideea de lămpi economice din acestea cu LED-uri sau pe cele clasice, deci, cum ați mers? Numai astea economice avem. Asta înseamnă și o economie la buget. Bineînțeles că da. Deci numai cu LED și sunt lămpi mari de câte 50 de wați, nu 20, nu 30. Deci au putere să, au putere, cum se spune, să citească un ziar în noapte pe exact, stradă. Exact. Nu, dar și garanția că merg, mai ales pe malul Dunării, acolo unde mai sunt sălcii, lăstăriși de astea pe care l-am mai curățat noi, dar acum au garanția că pot merge fără să li se întâmple ceva. Absolut, e important. Și fiind vorba de zonă turistică, este vorba și de confortul turistului care vine în acea zonă, nu numai al proprietarului sau localnicilor. Da, mai e și o zonă de promenadă, practic. Mm-hmm. Toți turiștii care vin seara ieși și fac promenadă pe faleza asta de care vă spuneam eu, că e de 1 kilometru și 2000 de metri.
E un lucru foarte bun. Aș vrea să trecem la o chestie care este importantă pentru localnici. Nimic nu e mai important decât sănătatea. Din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră v-ați gândit și ați investit într-un dispensar medical în Mahmudia. Un dispensar care a primit o finanțare de aproape 20 de miliarde de lei vechi. Bani veniți destul de greu, pentru că e greu să vii cu toate avizele, să faci toate lucrurile astea și totuși l-ați realizat. Un program, un proiect făcut tot așa prin PNDL. Cum arată acum acel dispensar? Sunteți mulțumit de ce dispensarul este finalizat 100%. Da. Acum 3 zile am făcut, vineri, am făcut recepția finală. Rămâne să mai, zic eu, să dureze cel mult 2 săptămâni, până își obțin și medici, adică medicul stomatolog și medicul de familie, să-și obțină avizele, declararea punctului de lucru. Mm-hmm. Și zic eu că în 2 săptămâni dăm drumul, deci va fi funcționabil. În rest, el funcționează centrală, tot, aparatură, scaun, stomatologic. Ce au oamenii acolo? Aveți și aceste cabinete medicale, stomatologie și așa mai departe. Ce fel de tratamente sau ce fel de, consultații vor putea să primească momentan la dispensar? Momentan a mers numai pe stomatologie și medicul de familie, iar pe parcurs poate o să aducem, un cardiolog, unul din medici care să vină să ia analize de sânge și a doua săptămână să le aducă rezultatele, că sunt destui bătrâni. Știu că e greu să faceți rost de medici. Cum ați reușit acest lucru? Medicii, n-aș putea să-mi asum eu realizările astea. Au fost aici, noi am încercat, le-am dat concursul, nu le-am luat niciun ban, nici pe chirie. Și dacă nu, le creați condiții foarte bune, un dispensar nou, modern? Au și o cameră pentru, dacă, timp, intemperii, ceva, că mai sunt eu asistentă. Pot rămâne peste noapte dacă e nevoie? Pot rămâne peste noapte, au o garsonieră acolo cu bucătărioară, cu totul. Deci, asistenta a noastră comunitară, care e angajată a primăriei, i-am făcut și ei un birou acolo, poate o să-i tot dotez cu o mașină să poată să ducă prin sat la copii, bătrâni, care sună, poate să sune și la 10, o nevoie de injecție, de consultație, exact, și așa mai departe. Ea se duce și e și ia o fată destul de cum se cade. Adică își vede de treaba ei, își face treaba. Asta e foarte bine. Trecem așa ușor la partea de piață din comună. Partea de piață unde la fel ați avut un proiect care a ajuns la jumătate de milion de lei. Este vorba despre un proiect care este finanțat prin PNDR de data aceasta, programul LEADER. Da. Proiect care a adus modernizarea pieței actuale, cât și amenajarea unei stații de autobuz. Care este stadiul lucrărilor acolo? E totul finalizat sau mai aveți ceva de lucru? Nu este finalizat. Abia am montat structura metalică, pentru că e pe structură metalică cu sandwich-uri de panel. Sandwich-uri de la panel. Da. Deci am montat deja tot. Chiar am terminat de vinerea trecută. Am finalizat scheletul metalic și dacă ne ajută timpul, începe să monteze panelul ăsta de care vă spuneam. Da. Apa o să o mai tragem, dotările, că sunt frigidere, lăs, frigorifice. Sunt oameni, sau vă cereau oamenii un astfel de spațiu pentru a își vinde produsele, sau sunt agricultori, sau din alte localități care vin aici? Sunt și producători din alte comune, comunele limitrofe, dar sunt și din ai noștri, care au câte o văcuță, păsări. Deci mai multe, de la solarii, că avem multe solarii în comună și vin de acolo în piață. Era o piață veche, o dărâmătură, o paragină era și în mijlocul centrului. E o chestie bună pentru oameni, da. Da. Am făcut, jumătate e semi-acoperită, jumătate acoperită, cu hală pentru pește, carne, lactate, toalete. E un lucru bun și pentru turiști. Turiștii pot să vin să-și ia, treci pe aici, vrei să iei un pește proaspăt, știi că poți să mergi la piața de Mahmudia să-l iei. Sunt destui majoritatea turiștilor care sunt cazați pe la pensiuni, mă refer nu la restaurantele mari de aici, toți se duc și-și fac piața de acolo. Și ia, bau un pește, bau o bucată de brânzică, o roșie,
Toți văd că își fac piața. Și o siguranță că totul e natural și e local, produs aici. Exact, în e bio, da. Absolut. Da. E un trend până la urmă și de ce nu? E o chestie bună, e sănătoasă pentru corp și merită folosită. Dacă da, tot ești da. Aici și te bucuri de un peisaj super cum e la Mahmudia, e păcat să nu ai beneficiezi și de produsele de aici. Și un alt lucru despre care vreau să vorbim este proiectul de modernizare a străzilor din comună. Un proiect la fel în valoare de 4-5 miliarde de lei vechi pe care noastră l-ați accesat nu prin fonduri din afară, ci v-ați ocupat strict din bugetul local. În primul rând, cum ați reușit să strângeți atâția bani pentru a reuși să implementați un astfel de proiect cu o valoare destul de mare? Păi cum să reușim? În 2 ani de zile am mai strâns bănuți, am avut excedent din anul trecut și anul ăsta am zis să-i băgăm în ceva. Ce se întâmplă? Erau străzi care le-am prins pe proiectul, pe PNDR-ul. Rămâneau străduțe între străzile principale neasfaltate. Am zis noi să le prindem pe toate, să nu stea, adică aici asfalt, partea aia stătea cu pietrișul ăsta. Și în afară de asta am mai avut și zona cimitirului, de fapt cimitirelor, pentru că noi avem aici, sunt rușii lipoveni care au 2 biserici și 2 cimitire, sunt părit vechi și părit nou. Da. Și cimitirul nostru, al nostru, al românilor, înțelegeți? Și am făcut un gen de variantă pe care am spart piatra, am băgat pietriș, am bordurat, am și turnat asfaltul până la fiecare cimitir are intrare cu asfalt, cu tot. Contează mult atunci când oamenii, eu știu, sunt preocupați de problemele de familie, nu vor să treacă prin noroaie, nu vor să treacă prin... Da, și apoi se duceau cu mortul, că e zăpadă, că e astea, gropi, pietre, adică când spun pietre, erau pietre, era scală de piatră pe care am spart-o și am făcut drumul ăsta. Asta am făcut-o pentru că vedeam și eu că acolo se duc, vă dați seama, mai mult bătrâni care pleacă spre cimitir, înțelegeți? Și am zis să le fac și la insistențele medicilor, la medicilor, preoților. Dar nu numai, am zis că e necesară. Și am rezolvat și problema asta cu din bugetul local. Un alt proiect despre care aș vrea să vorbim în această emisiune este nu un proiect anume, ci la modul general despre educație. Pe drumul spre primărie am văzut o școală foarte frumos amenajată, vopsită, frumos și așa mai departe. Totul exact ca la o școală de oraș. Trebuie să fiți mândru de asta. Până la urmă, copiii din comună sunt educați în această unitate de învățământ. Dar știu că nu vă ocupați numai de partea asta de școală, ci și de o sală de sport. O sală de sport care le va aduce copiilor, eu știu, activitățile și tot confortul necesar pentru a-și desfășura orele de sport și, de ce nu, competiții între școli. Un proiect mare, un proiect de 6 miliarde de lei vechi, da. De unde este finanțat? Din ce este finanțat? Finanțarea este primită de la CNI-ul, deci Compania Națională de Investiții. Le-am predat terenul, înțelegeți? Ei s-au ocupat de proiectare, de tot. Numai că eu am cerut și eu, bineînțeles, de comun acord și cu directoarea școlii, să facem o sală mică, interșcolară. Dacă făceam o sală mare, era greu și de întreținut. Încălzire pe timp de iarnă? Încălzire va avea și pe timp de iarnă. Dar va fi strict pentru copiii din școală. Dacă era sală mare, începeau și aveau probleme cu adulții. Am înțeles. Bine, păi, nu știu cum să vă spun, cred că i-am fi neglijat copiii. Așa, iarnă, vară, copiii se duc acolo, sala este... Va fi multifuncțională? Eu știu, avea și teren de, eu știu, fotbal și de basket? Sau ce v-ați gândit să nu faceți mai, acolo? Nu mai basket. Numai basket, gimnastică, și dotările pentru așa ceva. Am înțeles. Când sperați să fie gata proiectul acesta? Asta tot așa zic eu că... Evident, depinde de CNI mai departe. Nu, văd că se mișcă, deja au adus sandwich-urile pentru acoperiș. Da. Deci structura metalică e făcută de mult, dar ea mai întârziat asta, până am mai turnat fundațiile, le-a luat mult timp. Dar au început să miște destul de bine. Eu zic că în mai le-am aranjat 3 camere, au adus muncitori de la București, înțelegeți? Deci se mișcă destul de bine, zic eu că tot așa, prin mai, îi vom da drumul și la sală. Domnule primar, cu atâtea proiecte, este greu să spui las primăria și mă apuc de altceva. Așa că întrebarea firească este, mergeți mai departe?
Da, merg cu siguranță încă un mandat, pentru că am de făcut, în afară de proiectele de care le-am discutat, mai am un proiect care, pe ăla zic eu că va fi cireașa după torta comună. E un proiect de suflet, bănuiesc. De suflet, da. Amenajare, promenadă și parc de agrement pe malul Dunării. O chestie foarte bună pentru turism, da. Și ce vreți să faceți acolo? Deci, acolo ce vă să vă spun, este prins în tot parcul ăsta de promenadă. Sunt terenuri de joacă pentru copii, fântâni arteziene. E în jur de vreo 700 de metri o promenadă acoperită. Înțelegeți? Care va fi locația mai exactă pentru acest parc? Unde v-ați gândit să-l faceți? Locația, ne-am gândit deja, vreau să vă spun că am trecut de prima fază, am intrat la evaluarea financiară deja. Da, deci banii sunteți sunt și banii deja veniți. Ah, bun. Despre ce să ne vorbim? Cât ar ajunge un astfel de proiect? Deci, proiectul este de 3,8 milioane de euro. De euro. De data aceasta, 3... până acum am vorbit de lei, deci asta înseamnă... 170 de miliarde. 170 de miliarde de lei vechi. De lei o sumă vechi, imensă. Da. De unde aveți bani pentru a realiza? Prin ce este finanțat? Este pe măsura 7.1, pe POR, programul operațional. Da. Și asta înseamnă că banii vin, veți avea și o cofinanțare sau vin integral prin cofinanțarea, POR? Cofinanțarea, nu știu dacă mai are importanță la valoarea asta, o să absolut punem și noi 6-7 miliarde. Voi face un credit cel mult, dar oricum nu renunțăm la proiectul. Este ăsta un proiect în special pentru localnici sau mai mult pentru turiști, pentru a le oferi ceva de făcut în zona? Dacă vin turiști, da, pentru turiști, dar implicit și localnicii beneficiază de... Da, absolut. Pentru că cu cât turiști sunt mai mulți, cu atât și localnicii au 2-3 turiști acasă, mai ai, mai plimbă, le mai face o ciorbiță, un prăjit. Câștigă localitatea, câștigă oamenii. Câștigă localitatea, deci exact, da. Uh-huh. Vă întrebam, o să fie lângă acea zonă de faleză actuală sau aveți o altă locație nu, în minte? Nu, faleza de care povesteam cu iluminatul este în Amont, iar da, promenada asta este în Aval, adică de la hotelul Monjardin, până în portul comercial. O zonă foarte frumoasă acolo, de altfel. Frumoasă și zic eu că e centrală, ăla e centrul comunei. Se mută sunt cumva și... comuna către Dunăre, se orientează exact către... Cum v-am zis, sunt și multe fântâni arteziene, e un loc de ăsta pentru mai vin copii, mai cântă cu o chitară, mai stă pe malul Dunării, că se duce astea până în apă, așa, până în Dun. Deci proiectul e frumos. Când sperați să fie, eu știu, să-l vedeți de realitate? Este un proiect care, la o asemenea valoare, e de durată, cu siguranță. Și atunci, probabil că în mandatul următor trebuie să-l vedeți până la final, poate să-l vedeți până la final realizat. Da, cu siguranță. Da. Cu siguranță. Păi, avem informații că în luna martie s-ar putea să semnăm contractele de finanțare. Bun. Și vă dați seama că dacă prindem contractul de finanțare, zic eu, cu licitații, cu paste să dureze până la sfârșitul anului. Dar sunt lucrări care se pot face și iarna acolo. Absolut. Adică sunt umpluturi, piatră, nisip, toate alea. Mai e un turn mare de observare, de 17 metri jumătate. Asta pentru păsări, ceva? Sau da, pentru de unde pot vedea toată delta. Pentru foarte că aici, frumos, peste Dunăre, avem un lac, care e al comunei, de 1000 de hectare. Foarte frumos. Da. Marele avantaj al Mahmudiei este faptul că poți să ajungi cu mașina aici și atunci oamenii din Constanța, Tulcea și așa mai departe, de ce nu și în alte părți, pot veni foarte ușor, chiar și turiști care ajung, eu știu, cu avionul la Cogălnicianu în Constanța, să zicem, sau în Tulcea când vor deschide aeroportul de acolo, pot să ajungă foarte ușor în această zonă cu autocare, se pot bucura și de aici pot pleca mai departe cu șalupele în delta. Adică mai departe înseamnă să pot pleca în Sfântul Gheorghe, la Letea, la Sulina, cu bărci mari de peste 100 de cai. Deci aici motorul. Sunteți poarta de intrare în delta, cu alte exact cuvinte. Au început deja și cei de la Muriol să facă traseul nostru de turism. Serios? Da, pentru că delta asta de care vă spuneam eu, lacul ăsta, la
ăla a fost benefic. Adică a fost, este benefic comun. Ești o zonă bună de pescuit? De pescuit. Momentan, 5 ani de zile nu se pescuiește, dar mai sunt 2 ani și o să dea drumul și la asta e o chestie foarte bună. Mergeți mai departe cu aceeași echipă? Mergeți mai departe cu același partid? Vorbeam că oamenii votează omul, dar e bine că oamenii să știe acest lucru. Deci, ce să vă zic? O să rămân la partidul la care și sunt acum, adică PSD-ul. Echipa rămâne aceeași. Nici unul din consilieri nu mi-a zis că n-ar vrea să mai mergem împreună. Înțelegeți? Cu atâtea proiecte bune și în desfășurare s-au realizate, da, e și păcat, da, să părăsești corabia acum, ca să zic așa. Exact, da, exact. Și nici eu nu o să plec la alt partid cu siguranță. Vreau să rămân aici, aici am făcut și treaba și toate proiectele astea le-am făcut totuși datorită lor, datorită PSD-ului, indiferent că... Proiectul acesta este de suflet, dar oamenii trebuie să știe că în mandatul pe care urmează să-l câștigați aici la Mahmudia, și eu vă doresc tot succesul în asta, mulțumesc, este vorba în primul rând de continuarea proiectelor, pentru că până la urmă un lucru nu se face peste noapte, un drum, zonă de, eu știu, dispensare, iluminat și așa mai departe, rețea de apă, canalizare, nu se face peste noapte. Totul trebuie făcut și e bine să fie implementat, găsită finanțarea și după aceea pus în aplicare și realizat de aceeași echipă, pentru că au siguranță oamenii că în felul ăsta nu se oprește proiectul, nu se oprește finanțarea, nu se întâmplă să, eu știu, iau decizia, nu mai asfaltez străzile astea, ci le asfaltez pe celelalte și așa mai departe. Și atunci contează foarte mult ideea asta de continuitate în localitate. Ce spun oamenii din comună? Sunt mulțumiți de ceea ce văd? Bineînțeles, cârcotași există tot timpul. Părerile sunt împărțite, vă dați seama, și cârcotași sunt, că nu se poate și aș fi și eu, nu știu cum să vă spun, să cred că toți sunt cu mine. Nu, dar majoritatea oamenilor poate sunt și din aia care nu m-au votat și au văzut că am făcut treabă și am început să... Cred că și atunci când văd chestiile astea, e greu să aibă argumente pentru a mai spune, domnule, nu se mișcă primăria sau domnul nu, primar. Nu. N-au cum. Că absolut. N-are să... Ce face? Trece pe asfalt pe acolo și spune că n-am făcut nimic. Corect. Domnul primar, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea de la Tulcea News. Vă doresc succes în toate aceste demersuri și mai ales aș vrea să ne vedem din nou atunci când ele sunt, eu știu, în plină desfășurare, prin martie, aprilie, atunci când totul este, eu știu, revine la viață și natura și încep să vină și turiști, de ce nu, înainte de 1 mai, dar mai ales toate aceste proiecte sunt în desfășurare și le vedem așa cum duduie în zonă, în comună. Da, zic eu să ne vedem până în 1 mai, așa, până se deschide sezonul, că atunci o să avem ce vedea și pe în sat, adică proiectele terminate, cum v-am mai zis, cu canalizare, cu accese pe în curți, cu trasate, cu semne de circulație, adică atunci chiar avem să vedea ceva. Cu siguranță. Da. Mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc mult și rămâne să ne vedem cum am stabilit până în 1 mai. Da? Cu siguranță. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Domnul primar Șerpescu de aici, de la Mahmudia, ați văzut, are două foi, dacă să luăm așa, două foi de proiecte bune realizate pentru folosul oamenilor, dar și al turiștilor. Zona se dezvoltă turistic foarte frumos, iar această zonă de promenadă și parc de agrement este un proiect de suflet al dânsului pe care îl vom vedea cu toții realizat în perioada imediat următoare, început și după aceea realizat într-un viitor mandat al dânsului, dacă și oamenii vor avea încredere în el să-l susțină pe mai departe. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc o zi mai bună!